Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mai zic o dată, cred că aminul care e bine să-l rostiți trebuie să ajungă până la Dumnezeu. E pentru dumneavoastră. Și mai zic încă o dată din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Că în libertății pui ceva concert, vă dați seama cum trebuie să cântați voi în fața operei ca să se audă tare. Mă simt bucuros să fiu în această seară aici împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această frumoasă oportunitate. Mă simt bucuros să fiu alături de prieteni la prieteni și spuneam fratelui Nelu, la fratele Nelu și sora Lidia, cu fratele Nelu și sora Lidia. Așadar, pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină pe ale sale brațe în fiecare zi, să puteți să vedeți că Dumnezeul pe care noi îl avem rămâne același Dumnezeu puternic. După momentele frumoase de închinare, aș dori să ne aplecăm în fața cuvântului Evangheliei. Am să vă citesc un cuvânt din Scriptură, puține versete, de obicei, înainte de predică, se citește textul care e punctul de plecare al predicii. Eu în seara asta am să vă citesc concluzia predicii și ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să lase sinceritate sfântă în dreptul fiecărei inimi și să plecăm acasă după o analiză și după o pocăință profundă, Doamne ajută-ne. Psalmul 51, voi citi începând cu versetul 8, câteva versete care spun în felul următor. Acest psalm e un psalm al lui David, un cuvânt atât de cunoscut, dar care în această seară, în auzul urechilor noastre, răsună astfel. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, trebuie să vă mărturisesc încă de la început faptul că omul Bibliei despre care urmează să vă vorbesc mi-e drag și e drag inimii mele. Omul Bibliei, David, un om special, iubit de Dumnezeu într-un mod aparte, și am tot spus-o eu că atunci când o să ajung în cer, am așa într-un mod special câteva curiozități, câțiva oameni pe care vreau într-un mod special să-i întâlnesc. Unul din oamenii pe care țin neapărat să-i întâlnesc în cer e David, un împărat extraordinar, un om cu reușite impecabile, un om pe care îl iubesc. Și să țineți minte asta pe parcursul predicii. Chiar dacă la un moment dat va trebui să fiu foarte direct cu viața lui David, bucățica aceea de viață, din care să învățăm și noi câte ceva și să fim foarte atenți. Pentru că psalmistul David a ajuns la un moment dat într-un punct în care ajung toți oamenii, chiar dacă poate în alte domenii, în diferite domenii, a ajuns într-un punct extrem de ciudat, extrem de delicat, un aspect cu care se confruntă toată lumea, dar care trebuie gestionat cu foarte multă inteligență divină. David, un om al lui Dumnezeu care a avut atât de multe lucruri extraordinare, care și-a arătat iubirea față de Dumnezeu într-un mod aparte, dar care la un moment dat în viața lui a ajuns să se împartă. Unul dintre cele mai periculoase momente ale vieții, când omul,
ajunge să se împartă. Când omul ajunge să își împartă sentimentele, când omul ajunge să își împartă inima, când omul ajunge în punctul în care n-are inima dată lui Dumnezeu în totalitate, predarea lui în mâna lui Dumnezeu e cu jumătăți. Inima lui pusă în mâna lui Dumnezeu e doar în procente. Sentimentele lui pentru cel căruia îi cântă, îl laudă, se roagă, sunt doar în procente. E atât de periculos și David a ajuns la un moment dat în punctul ăsta, un moment de care nu scapă nimeni și vreau să subliniez asta încă de la început. Pentru că viața aduce la un moment dat momente care te predispun la a te împărți, la a fi bun, dar să accepți și puțin de rău, la a fi integru, dar să nu fie în mintea ta chiar mare problemă dacă e și puțin compromis, la a iubi, dar iubirea să nu fie chiar în totalitate și să mai lași acolo și un pic de ură câteodată, la îl proclama pe Dumnezeu, dar să mai ai uneori în viață și altfel de proclamații, în așa fel încât să nu fie proclamația ta totală înspre Dumnezeu. Una dintre cele mai periculoase stări ale vieții e momentul ăsta de a te împărți. Cele mai mari traume în viața copilașilor se produc atunci când părinții divorțează și încep să îi împartă ca pe mașina de spălat. Și încep să facă împărțeala în casă. Tu iei frigiderul, eu iau băiatul. Eu iau mașina de spălat și tu iei fata. Serios? Când îi stai uiți la un moment dat la copilul ăla și îl întrebi pe cine iubești cel mai tare? Și trebuie copilul să se împartă, să zică că iubește și pe tata, că iubește și pe mama, că și vine câte unul, bă, dar zi mai mult și mai mult. Și la un moment dat îl pui într-un moment atât de delicat pe copilul ăla. Viața te pune în momentul ăsta delicat. Mai devreme sau mai târziu, vei fi într-un context în care vei fi predispus să te împarți. Iar în momentul în care îți lași inima împărțită, în momentul în care îți lași viața împărțită, în momentul în care îți lași sentimentele împărțite, în momentul în care nu mai înțelegi că Dumnezeu acceptă doar totul, că Dumnezeu acceptă doar 100%, că nu e de ajuns să fii tu bun dacă câteodată mai ești un pic rău, că nu e de ajuns să fii tu integru dacă câteodată te mai lași și compromis, că nu e de ajuns să îl lauzi pe Dumnezeu aici în biserică, dar mai apoi cu viața mai lauzi și pe altcineva pe cine n-ar trebui. Momentul ăsta în care ajunge omul să se împartă, să nu mai fie în totalitate pentru Dumnezeu, e atât de periculos, prăbușește atâtea vieți. Toți care suntem aici în seara asta suntem foarte predispuși la asta. Mai devreme sau mai târziu, momentul ăsta vine, dar e foarte important să fii atent cum îl gestionezi. David a ajuns în punctul în care s-a împărțit. A uitat că trebuie să fie cu totul pentru Dumnezeu. A uitat că trebuie să fie cu totul pentru poporul lui Dumnezeu. Vine Biblia și spune că în vremea în care împărații mergeau la război, David a ales să rămână acasă. S-a împărțit între statul degeaba și între faptul că era cu inima acolo, ținea legătura cu generalii, știa ce se întâmplă pe câmpul de război. La un moment dat, viața lui a devenit foarte împărțită atunci. A ieșit la plimbarea lui pe acoperiș. A văzut-o pe Batșeba. A uitat că el trebuie să rămână în totalitate omului Dumnezeu. Sentimentele lui au început să se împartă. Privirile lui poate au început să se împartă. La un moment dat se uita și înspre Dumnezeu, dar s-a mai uitat și unde nu trebuia. Și a început omul ăsta să aibă o viață și o inimă împărțită. Și au început pericolele extrem de mari. Pentru că e atât de periculos să te lași împărțit. Pentru că e atât de periculos să nu trăiești în totalitate pentru Hristos. Pentru că e atât de periculos să nu înțelegi că Dumnezeu te vrea 100%. Pentru că e atât de periculos să nu înțelegi că iubirea ta trebuie să fie 100%. Că adorarea ta trebuie să fie 100%. Că trăirea ta pentru Dumnezeu trebuie să fie 100%. Și împărțirea extrem de periculoasă. Eu am vrut să mă împart odată, am mai tot zis asta. Și la un moment dat am vrut să
fie bine cu doamna dirigintă, în clasa 12-a, dar eram și copil de pocăit. Mergeam și la biserică și cântam. Și doamna dirigintă tot insista să mă duc la banchet. Eu știam ce e acolo la banchet. Bă, și am zis, bă, nu-i chiar locul meu acolo, dar totul să fie bine. M-am ieșit drag, 4 ani colegi, bă, nu-i, dar nu-i locul meu. Bă, la un moment dat, foarte, foarte așa frământat, iau cheile din cui de la mașină și plec. Avea tată o Dacie nouă, cumpărată, pornea la sfert de cheie de obicei. La un moment dat m-am dus și mi-am făcut eu planul. Mă împart, dar nu chiar tare. Stau aici până se mănâncă aperitivul. Când începe paranghelia, am plecat. La un moment dat mi-am făcut eu planul bine așezat. Mi-am parcat mașina strategic în fața acelui restaurant, hotel cu restaurant. Am zis, când ies direct în mașină, automat, am plecat. Păi stau, fac repede o poză cu doamna dirigintă, când deja începea, mă urc în mașină, mă duc în mașină, repede, bac, ia un cotac, dar nu mai pornește mașina. N-ai cum. Și am zis, bă, dar am vrut să fie bine și cu, și cu. Bă, și tot încerc. Am zis, bă, dacă dau un continuare, omor bateria. Mi s-o păru mie că e o mică pantă. Că în momentul în care te împarți și vrei să fie bine și cu lumea și cu Dumnezeu, începi să ai iluzii. Mi s-o păru mie o mică pantă acolo. Zic, bă, e o mică pantă. O urc așa cum pot și după aia dau drumul înapoi în mașalier și o pornesc. Era așa începutul verii. Îmbrăcat la costum. Am pus eu umărul pe stâlpul mașinii și am început să o împing. Să o urc pe acea pantă în imaginația mea. Am zis dacă era pantă. Și am început să o împing și mă tot uitam așa cu coada ochiului să nu mă vadă nimeni, să nu mă vadă nimeni. La un moment dat când eu am ajuns unde mi-am propus, când am tras aer în piept și am zis mă urc în mașină, dau înapoi drumul, pornesc cumva în mașalier, plec repede, toți colegii mei stăteau pe scările acelui restaurant așezat ca la poză. Și unul dintre ei strigă, pocăitule, n-aveți ce să cauți tu aici, mă. O să nu vezi că nici mașina asta nu te ajută. Băi, drept, ascultați-mă bine ce vă spun. Când omul vrea să se împartă, pierde. E una dintre cele mai periculoase stări a unei vieți. David, la un moment dat, a început să se împartă. Viețile multora se împart astăzi. Inimile multora sunt împărțite. Sentimentele multora sunt împărțite. Plăcerile multora sunt împărțite. Dorințele sunt împărțite. Să fii și în echipa asta, să fii și în asta, să fii și cu Dumnezeu, dar să fie bine și cu alții. Și la un moment dat când începi să te împarți, ajungi pe un tărâm foarte periculos. Și ascultați primul pericol. Când cineva are o inimă și o viață împărțită, acel om indiscutabil își pierde busola morală. Pentru că David s-a lăsat împărțit, preț de câteva momente, David și-a pierdut busola morală. Și când începi să-ți pierzi busola morală, prăbușirea ta e sistematică, 100% vei cădea. Și David s-a lăsat împărțit în privire, în sentimente, în dorințe, în porniri. Și pentru că s-a lăsat împărțit, busola morală lui David a început să dea rateuri. David nu mai avea o busolă morală. David nu mai înțelegea în momentul ăla că el trebuie să fie 100% pentru Dumnezeu. David nu mai înțelegea în momentul ăla că iubirea pentru Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna. Că pornirile lui trebuie să fie la lucruri bune. David n-a mai înțeles asta. Și poate cineva ar spune în seara asta, dar stai un pic, că eu nu sunt împărțit, nu mi-am pierdut busola morală. Veți putea să vă faceți o bună analiză în seara asta. Pentru că omul care își pierde busola morală, datorită faptului că e foarte împărțit, țineți bine în minte, începe să fie interesat de ce n-are voie să fie interesat. Dacă cumva în viață tu ai porniri din astea, să fii interesat de ce n-ai avea voie să fii interesat, înseamnă că tu ai inima împărțită și deja ți-ai pierdut busola morală. Ascultați ce zice Biblia, 2 Samuel, capitolul 11, David a întrebat cine este femeia aceasta. David a început la un moment dat să pună întrebări, cine e femeia asta? Dar ce te interesează pe tine, David? Auzi, bă, cum pot și eu să ajungă pe la mine? Dar ce-s cu interesele astea?
Pentru că în momentul în care în viață pe un om îl interesează ceea ce n-ar trebui să-l intereseze, indiferent de domeniul vieții, înseamnă că inima lui e împărțită, busola morală e pierdută și trebuie să fie extrem de atent, să coboare, dacă vreți, în prăbușirea pocăinței, să mai strige către Dumnezeu: Doamne, mai am nevoie de Tine. Deseori le spuneam la un moment dat unor tineri, în momentul în care ești foarte interesat și curios de ce găsești dincolo de clicurile alea, tu trebuie să înțelegi că viața ta e împărțită, busola morală deja e pierdută. Când ești interesat de lucrurile de care n-ai voie să fii interesat, înseamnă că lucrurile au luat o raznă. Mascăm interesele noastre sub tot felul de acțiuni. Nu că nu m-am vrut să. Și aspectele astea sunt mascate bine, știm să dăm bine, dar de fapt în profunzimea situației suntem cu inimile împărțite, busola morală e pierdută și ajungi într-un pericol atât de mare că nu mai ai orientare. În momentul în care cineva pierde busola morală, ascultați-mă bine, și începe să fie interesat de ceea ce n-ar trebui să fie interesat, indiscutabil comite păcatul. În momentul în care te interesează ceea ce n-ar trebui să te intereseze, comiterea păcatului e o chestiune de timp. E o chestiune de timp. Te prăbușești mai devreme sau mai târziu. Că un om care are pus pe destinația lui, Bistrița, Timișoara, pe ăla nu-l interesează cum arată Iașul. Pe ăla nu-l interesează să mai facă o ocolire pe la Iași, dacă el vrea să ajungă de la Bistrița la Timișoara. Dacă busola, dacă GPS-ul îi indică drumul, îi spune: uite, ăsta e drumul, ai pus din punctul A în punctul B, tu vrei să ajungi de acolo, acolo, nu te mai interesează să vezi cum e pe la Brașov, tu vrei să ajungi la Timișoara. Și dacă vrei să ajungi la Timișoara, te ții de drumul ăla, nu te mai interesează alte aspecte. În momentul în care te interesează alte aspecte, e grav. În momentul în care ți-ai pierdut busola morală, vei comite păcatul 100%. David l-a comis, din păcate. Pentru că inima lui împărțită, i-a pierdut busola morală, l-a interesat ceea ce n-ar fi trebuit să-l intereseze, iar comiterea păcatului a fost doar o chestiune de timp. Te uiți la câte unul și-l vezi: bă, prietene, ești cam pierdut. Nu poți zici direct, că n-ai neapărat negru pe alb. Te-i vezi mers, îi vezi pornirile, îi vezi acțiunile, îi vezi cât e de stresat, de cumva are un milion de coduri pe telefoane. Păi, dar ce ai de ascuns? Pui 5 amprente, toate degetele de la o mână, pui amprente. Eu la un moment dat, bă, șochez, mai iau telefonul, cât sau pe lângă câte unul. Bă, deschide. Dacă vrea să-mi arate poze, e cod. Dacă intră în WhatsApp, e cod. Dacă intră pe Facebook, e cod. Dacă intră în știință, bă, ce viață chinuită ai. Chinuitule, e foarte complicat, ți-ai pierdut busola morală, ai interese care n-ar trebui să le ai și trebuie să fii conștient, o spun în seara asta cu toată responsabilitatea, a comite păcatul de cumva nu l-ai comis e doar o chestiune de timp. S-a întâmplat la David și nu era oricine, era marele om al lui Dumnezeu. Eu cred că generația asta ar trebui să se mai trezească, să mai înțelegem o dată pentru totdeauna că interesul nostru trebuie să fie pentru Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu. Că în perimetrul ăsta lui Dumnezeu avem atât de multe lucruri frumoase de care trebuie să ne interesăm, de care trebuie să ne intereseze. Avem atât de multe aspecte impecabile și formidabile și le lăsăm deoparte pentru că inima e împărțită, busola e pierdută și interesele multora sunt în căutarea altor aspecte în care Dumnezeu nu face parte. Și în felul ăsta prăbușirea e iminentă. Încă o dată repet, păcatul e doar o chestiune de timp. De cumva ești interesat de lucrurile care n-ar trebui să fii interesat, să nu uiți. Prăbușirea vine. Oprește-te. Foarte interesant că după ce ai comis păcatul, pentru că ți-ai pierdut busola morală, începe să te intereseze ce n-ar trebui să te intereseze, comis păcatul la un moment dat, vine diavolul și îți spune: auzi, păcatul ăsta poate să fie acoperit, stai liniștit. Dar de cele mai multe ori, sau de fiecare dată, te păcălește și încearcă să te ajute, cu ghilimele de rigoare, să-l acoperi cu un alt compromis. Un păcat nu poți să-l acoperi tu niciodată. Singurul care poate să acopere, să ia și să șteargă păcatul, rămâne Iisus Hristos. Singurul.
Și vine diavolul și spune, bă, tu ți-ai pierdut busola morală, că ai viața împărțită, te-ai interesat ce n-ar fi trebuit, ai căzut, te-ai prăbușit, ai intrat în teritorii ilegale, acum trebuie să o acoperi cumva, trebuie să o drești cumva, trebuie să o faci cumva. Și de fapt e o păcăleală cu acte regule că te duce mai profund. Și uite-l pe David, care încerca la un moment dat să acopere un păcat. Preț de câteva momente a avut busola morală pierdută, a încercat să acopere un păcat și a încercat să-l acopere, dacă vreți, cu un șir de tlic, cu ceva cu premeditare, greu și ciudat. Adul pe Urie, Urie, soțul lui Bașeba, era la luptă, adul pe Urie acasă. Păi bă, și-a făcut, cum mă chemi acasă? Hai Urie, la nicio treabă, hai numai un pic acasă. Du-te și tu, bă, parfumează-te, zice. Spală-te frumos, bine, parfumează-te, fă-te frumos, fă-ți freza cu gel. Du-te până acasă, o să fie bine, te rog eu. Urie, care era la un moment dat un soldat devotat, uite că îi strică toate planurile lui David, că a uitat David că Dumnezeu le coordonează pe toate, că nu planul omului poate să acopere păcatul, că nu planul omului poate să șteargă păcatul, că e Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele, care și în seara asta la poartă se mai uită către oamenii cu busola morală pierdută și mai strigă, Dumnezeu se mai poate ridica de acolo. David se putea opri la un moment dat, măcar să nu comit, să nu-l comită și pe al doilea. David nu iasă prima încercare și îl comite pe al doilea. Pentru că un om cu busola morală pierdută, pentru că e cu inima împărțită, după ce se interesează de ce n-ar trebui să se intereseze, după ce comite păcatul, încearcă să-l acopere, nu iasă și îl comite pe al doilea, și îl comite pe al treilea, și îl comite pe al zecelea. Și te uiți la un moment dat la un om bun și zici, bă, cum s-o prăbușit ăsta, mă? Păi era un băiat excepțional, era o fată extraordinară, cum s-o prăbușit? Și David îl comite și pe următorul. Și ascultați, în disperarea lui să rezolve problema, cade într-un alt greu păcat și dă un ordin foarte greu. 2 Samuel 11. A doua zi, dimineață, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. Ascultați versetul 15. În scrisoarea aceasta scria, oameni buni, uitați-vă bine, puneți pe Urie un om cu busola morală pierdut aici. Pentru că s-a interesat de ce ar trebui el să se intereseze, trebuie să moară cineva. Dar de ce să moară Urie? Că tu ai fost cu ochii în patru. Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. David, de ce? Că ți-ai pierdut tu busola morală? Oameni cu busola morală pierdută își sacrifică copiii. Oameni cu busola morală pierdută, pentru că au fost cu inima și sunt cu inima împărțită, își sacrifică familiile. Oameni cu busola morală pierdută, pentru că s-au interesat într-o zi de ce n-ar fi trebuit să se intereseze, își sacrifică și își compromit veșnicia. Dar de ce? Dar de ce să-l pui pe Urie în locul cel mai greu? Că ai fost tu cu mințile luate preț de câteva momente? Serios? Că te-o interesa pe tine nebuniile vremurilor? Că te-o interesa pe tine o escapadă ciudată de aia? O, cât de mulți sunt astăzi care încearcă să-și rezolvi un păcat cu un alt păcat. Și nu fac altceva decât, cum zice Biblia, își adună o comoară de mânie. Și în felul ăsta, în viață scrie o istorie grea. O istorie pe care n-ai vrea să o povestești, nu poți să o povestească nici pruncii tăi. E un moment foarte complicat. Pentru că, dragii mei, în seara asta trebuie să vă gândiți foarte bine. Dacă cumva mă interesează ce n-ar trebui să mă intereseze, mi-am pierdut busola morală și busola morală mi-am pierdut-o datorită faptului că am avut și am inima împărțită. Pentru că un om cu inima și cu viața împărțită, pe lângă faptul că ajunge în pericolul ăsta, își pierde busola morală și la un moment dat a merge dezorientat și a merge din cădere în cădere, din prostie în prostie, din dezastru în dezastru, ajunge o ruină pe picioare umblătoare. Ajunge o epavă omenească, ascultați-mă bine. Ajunge ceva care, dacă vrei să-ți povestească istoria vieții lui, uneori zici, bă, ești tu sau e film de groază. Și toate astea pentru că cândva, la un moment dat, a ales să stea cu inima împărțită.
Omul care stă cu inima împărțită își pierde busola morală. Să fiți foarte atenți. Dacă ți-ai pierdut orientarea, deja e complicat. Ați fost vreodată, mai ales pe vremuri, șoferii de mai demult au poveștile la ei, alea cu, voi umblați acum, bă, cu GPS-ul, noi eram cu hărțile. No, bine, mă, și dacă noi suntem mai tineri, ce să facem? Și povesteau, îți dai seama când eu mă rătăceam în Lisabona, îmi povesteam ei, m-am rătăcit, nu mai găseam unde să descarc, eram stresat, curgeau apele pe noi, eram disperat, intram pe interzis, vinea poliția, ne făcea semn, nu pe aici, pe acolo, păi pe acolo mai era o străduță, următoarea era interzis, era altul, nu pe aici, că e prea mare, au zis, mă, curgeau apele pe noi, eram stresat, că eram debusolați. Ați văzut oameni stresați, curg apele, păi ești disperați tot timpul, n-au vreme, n-au stare, nu poți să vorbești cu ei, s-agitați non-stop. Ascultați-mă bine, ar trebui să-și fac o cercetare profundă. Undeva inima e foarte împărțită. Busola morală e pierdută. Interesele sunt ilegale. Și complicat că te chinui. Și ești în pericolul ăsta al dezorientării. Și pericolul ăsta al dezorientării e atât de dur, atât de crunt, atât de greu când ești dezorientat în viață. Uitați-vă la oameni care nu știu ce să aleagă. Și la un moment dat când alegi rău, și iasă rău. Când alegi rău, îi mai chinui și pe alții. Cum ne-o chinui pe noi o doamnă de franceză, că după fiecare oră de limba franceză ne-a apucat foamea. Că ea ne spunea, eu am vrut să mă fac bucătăreasă, ați ales rău, că ne-a învățat numai să vorbim de mâncare în franceză. Păi ce nu v-ați făcut bucătăreasă și v-ați făcut profesor de limba franceză? Ne chinuia și pe noi, și pe ea să chinuia. Că la un moment dat îmi povestea mie cineva, au zis, știi, eu sunt farmacist, mi-a zis cineva, dar eu de mine mi-a plăcut să desfac șurubărele, toate telefoanele, toate casetofoanele, toate sunt desfăcute, piesă cu piesă, bucată, bucată, bă, de ce nu te-ai făcut electronist? Să stai printre medicamente cu mintea la șurubărele tale de acasă, să stai printre medicamente cu mintea la, ce știu eu, la siguranțele tale de acasă, de ce nu te-ai făcut electronist? Păi te chinui singur, ți-ai pierdut și știi ce zic cei mai mulți? N-am știut ce să aleg atunci. N-am știut ce să aleg, nu știam încotro să merg. Toți prietenii mei s-au dus la farmacie, toți prietenii mei s-au dus la IT, toți prietenii mei, bun, dar ție-ți plăcea? Nu, dar eram dezorientat. Am făcut și eu ce făceau și ei. Și viața începe să fie foarte chinuită. Pentru că inima împărțită te face să-ți pierzi busola morală. Doi, inima împărțită te face să nu mai fii conștient de consecințele păcatelor tale. Ascultați-mă bine. Cât e de grav aspectul ăsta. Inima împărțită te face să nu mai fii conștient de consecințele păcatelor tale. O ieși David. O vede pe Bathsheba. Știa că e păcat. Știa. Știa David că cel mai probabil plătește, da. Dar știți că nu mai era conștient de consecința păcatului? Pentru că dacă inima e împărțită, dacă sentimentele sunt împărțite, tu minți și nu mai ești conștient că minciuna aia o să o plătești într-o zi. În momentul în care te duci la magazin, ești conștient că trebuie să ai bani în buzunar. Că dacă ai pus ceva în coș, dacă ai trecut de casă, trebuie să plătești. E obligatoriu. Ești conștient că trebuie să plătești. Ați văzut vreo unul care a mers în magazin fără card, fără telefon la el, fără bani, care să umple coșul, să zică stai liniștit că o rezolv eu? Niciunul. Numai dacă nu-i cu toate acasă. În momentul în care ești cu toate, când ești în plinătatea facultăților mentale, nu poți să faci asta. Pentru că ești conștient că trebuie să plătești. Tot ce ai pus în coș, plătești. Imaginați-vă că David, pentru că era cu inima împărțită, pentru că și-a pierdut busola morală, pentru faptul că a început să fie interesat de ce n-ar fi trebuit să fie interesat, a început să nu mai fie conștient de consecințele păcatelor sale. Cât de mulți astăzi, cu inimile împărțite, în generația noastră nu mai sunt conștienți de consecința păcatului. Nu mai sunt conștienți că într-o zi vor plăti. Nu mai ești conștient că cearta din casă într-o zi se va răsfrânge. Fie în dreptul tău, fie în dreptul pruncilor tăi. Că vorbăria goală într-o zi o vei plăti. Că bârfele de care se spuneau mai devreme, într-o zi le vei plăti. Că atitudinile ignorante, într-o zi le vei plăti. Că aroganța ieftină, într-o zi o vei plăti. Cât de mulți oamenii astăzi trăiesc așa într-o nebuloasă lor în care nu mai sunt conștienți, bă, nu e singur pe pământul ăsta, o să plătești într-o zi, pentru că vine Biblia și spune că înaintea scaunului de judecată vor ajunge toate faptele, fie bune, fie rele înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită. Că cu păcatele e ca și cu banii la bancă. Iei împrumut și dai 100% cu dobândă înapoi. 100%. Pentru că în momentul în care omul nu mai e conștient de consecința păcatului, bea păcatul ca și apa rece.
Și la un moment dat își permite să mintă, își permite să fie curios de ce n-ar trebui, își permite să vorbească, își permite să fure, își permite să înjure, își permite să aibă tot felul de vicii. Le ține ascunse, impecabil. Aia de la Hollywood, de copii mici pe lângă unii din generația asta. Știi să maschezi într-un mod impecabil. Cum ești, frate? Bine, pacea Domnului, slăvit să fie Domnul, Domnul Iisus icune. Ai și niște slogane în alea impecabil de bine rostite. Pătașcă, cred că e bun de diacon. Serios. Hai, serios. Oameni buni, ascultați-mă bine, generația asta trebuie să se trezească. Generația asta trebuie să înțeleagă că păcatul are consecințe. David, un om iubit de Dumnezeu, n-a mai înțeles că păcatul are consecințe. N-a mai înțeles asta. Îl trimite Dumnezeu pe prorocul Natan la David. Și Natan îi zice o poveste. Auzi, împărate, erau la un moment dat într-o localitate doi oameni, unul bogat și unul sărac. Unul avea multe oi, boi, avuții, unul avea o mielușa. Imaginați-vă-l pe David și pe Natan. Natan era povestitorul, dar Natan avea o trimitere concretă, era o misiune bine stabilită. Te rog, împărate, ascultă-mă. Și ăsta avea mielușa, o iubea, o ținea la pieptul lui, îi dădea să mănânce cu el împreună, bea din același pahar, în aceeași cană. Era viața lui mielușa asta. Avea tot ce avea el pe lume. Și uite, ăsta bogat, a început să aibă niște musafiri. Bă, ce-o zis, fac un ospăț. Nu s-a îndurat, împărate. Nu s-a îndurat să ia din ce avea el. Din oile lui, din boii lui, nu s-a îndurat. S-a dus la bietul amărât și-o lua mielușaua. Ce să se facă la omul ăsta? Imaginați-vă pe David, un om extraordinar de altfel. Dar preț de câteva momente cu busola morală pierdută, nemai fiind conștient de păcatele sale, numai de ale altora. Și auzi ce zice David. David, 2 Samuel 12 cu 5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrurile acestea este vrednic de moarte. David, mi-l imaginez pe Natan, David, semne sentință. Viu este Domnul, și supărat, ci s-a aprins foarte tare de mânie. Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și nu a avut milă. Și acum vine nucleara. Și Natan îi zice lui David: tu ești omul acesta. David, tu ești. N-ai mai fost conștient, așa e în dreptul tău. Alu alții, da. Bă, e vrednic de moarte. Hai, ia-i 4 miei. Tu ești David. Pentru că ți-ai pierdut busola morală. Pentru faptul că ai uitat că există un Dumnezeu deasupra. Pentru că ai uitat că păcatul are consecințe. Ce ai zis? Să fie vrednic de moarte? Tu ești! Ascultați ce zice Biblia, 2 Samuel 12 cu 10. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hititul. Oh, David, păcatul are consecințe, să ții bine minte, David. Pierderea busolei morale datorită inimii împărțite te prăbușește, David. Chiar dacă tu n-ai fost conștient în momentul în care ai săvârșit păcatul, poate nici n-ai vrut să te intereseze, ți-o zis maică ta, oprește-te, ți-o zis păstor, oprește-te, ți-o zis biserica într-un fel sau în alt, oprește-te, ți-o zis Dumnezeu prin tot ce e aici la închinare, oprește-te. Și tu ai zis: nu, mă, eu merg înainte. N-ai vrut să mai fii conștient că păcatul are consecințe. David, vei plăti consecințele păcatelor tale. 4 mielușei, știi câți băieți au murit la David? 4 prunci. 4 mormântări în casa lui David. Ce faci, David? Îmi îngrop pruncii. Generația anului 2023. David a fost bărbatul care l-a durut oasele după aia. Era omul care gemea în interiorul lui și David zice: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că mâna ta apăsa asupra mea, mă dureau oasele. Mă dureau oasele. Dar după tot momentul ăsta în care David a fost cu inima împărțită, în care, din păcate, preț de câteva momente și-a pierdut busola morală și n-a mai fost conștient de consecințele păcatelor sale, vine un moment extraordinar. Și vine Psalmul 51. Și auziți ce zice David. Se prăbușește David, ceea ce trebuie să facă orice om care constată în seara asta că e cu inima împărțită.
Ceea ce trebuie să facă orice om care constată în seara asta că busola morală e cam pierdută, care interese ilegale. Ceea ce trebuie să facă orice om în seara asta care constată că are o viață în păcat, într-un fel sau în altul, și să devină conștient că păcatul are consecințe. Și vine David și spune: fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Mi-l imaginez pe David, după ce Nathan îi spune, după ce devine conștient că el e cu busola morală pierdută, după ce devine conștient că inima lui a fost foarte împărțită, după ce devine conștient că păcatul are consecință, mi-l imaginez pe David că mai strigă: o, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule! Mai pune în mine un duh nou și statornic, Doamne! Dar nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt! Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, lasă-mă să te mai simt, mai sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Și vine pocăința lui David. Ceea ce trebuie să fie în viețile oamenilor care poate până astăzi au fost cu inima împărțită, cu orientarea divină pierdută, care au uitat că păcatul are consecințe. Pentru că momentul ăsta de pocăință e atât de important, momentul ăsta de pocăință e atât de profund, pentru că e atitudinea care îl onorează pe Dumnezeu. Pentru că David a fost într-un moment foarte complicat, foarte ciudat, condamnabil chiar. Dar David a avut momentul de pocăință, momentul cel mai frumos al vieții unui om. Atitudinea care îl glorifică pe Dumnezeu, prăbușirea aia în care spui: Doamne, mai iartă-mă că inima mea a fost împărțită, Doamne, mai iartă-mă că interesele mele au fost ilegale, Doamne, mai iartă-mă că n-am fost omul conștient că păcatul are consecință și să mă ferez de el, Doamne, mai pune în mine un duh nou și statornic, să mai strigi către Dumnezeu în seara asta: nu mă lepăda de la fața ta, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, Doamne, sprijinește-mă tu să se vadă că eu nu sunt singur. Și vine pocăința lui David, atât de importantă și în generația asta, pocăința lui David atât de necesară și între noi, să se mai vadă oameni în seara asta care se lasă cuprinși de sinceritate să spună: uneori m-am lăsat cu inima împărțită, trebuie să fiu sincer. Uneori interesele mele au fost ilegale. N-am fost conștient că păcatul are consecințe. Am mers înainte ca trenul. Am zis că nu se întâmplă nimic. Mă duc înainte, e ok. Nu vede nimeni, nu știe nimeni. Dumnezeu stă undeva în colțul raiului și nu are nicio treabă cu mine. Cât de mare păcăleală poate să aducă diavolul? Oh, dar se spunea mai devreme aici, parcă inima mea o trăsălta de bucurie. Pentru că diavolul începe să intre în spaimă când un om se prăbușește în pocăință. Când l-a încercat diavolul să-l păcălească pe David, David acoperă păcatul cu un alt păcat, acoperă păcatul cu o crimă, acoperă păcatul cu un ordin greu, să-l pună pe urie în cea mai grea linie a războiului, să se dea toți înapoi. David, l-ai lăsat pe urie fără de ajutor. Și David, omul care a fost păcălit la un moment dat, se prăbușește în pocăință și din prăbușirea aia în pocăință vine revigorarea divină: zidește în mine, fă ceva puternic și solid. Ceva care să nu mai poată să fie păcălit niciodată. Ceva care să nu mai poată fi deturnat niciodată. Ceva care să nu mai poată fi luat niciodată. Fă-mi, pune în mine o inimă curată, Dumnezeule, o inimă întreagă pentru tine. O, să nu mă mai împart între lume și Dumnezeu. Să nu mă mai împart între plăcerile lumii și bucuriile sfinte. Să nu mă mai împart între situațiile care mă compromit și alea care știu că mă pot duce în cer. Și să rămân cu o inimă tare, să rămân cu o inimă puternică înaintea lui Dumnezeu. Și vine pocăința lui David. Și ascultați, după ce David se pocăiește, și vine și spune în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele curmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit vina păcatului meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Și David începe să se pocăiască, începe să spună: da, am avut inima împărțită.
am avut viața făcută franjuri. Mai apoi David începe să devină realist. Știți că e nevoie de oameni realiști în generația asta? Ascultați cât de realist devine David. Psalmul 53:1. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Adică David zice, băi, am fost un nebun când am zis că nu se întâmplă nimic, poți să acopăr? Vine David și face remarca asta atât de importantă. Bă, nu un om normal, un nebun poate să zică că nu există Dumnezeu. Stai în fața păcatului, a minciunii, a compromisului, a bârfei, a urii, a lipsei de iubire, a ce vreți dumneavoastră? Și zici, bă, stai puțin, că există Dumnezeu. Ei, dacă nu mai zici că există Dumnezeu care te vede, te încadrezi în versetul ăsta. Și David face o constatare extrem de realistă. Apoi viața începe să urce pe înălțimi. Și începe cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 63:4. Pentru că în momentul în care îți dai seama de frumusețea lui Dumnezeu, dintr-un om cu inima împărțită, o dai lui Dumnezeu în totalitate, îți iei din nou busola morală la tine, înțelegi că păcatul are consecințe, te pocăiești, te prăbușești, inima lui Dumnezeu coboară peste tine, puterea lui Dumnezeu coboară peste tine, îți dă Dumnezeu un duh nou și statornic, te revigorează Dumnezeu, începi să trăiești pe înălțim. Psalmul 63, ascultați, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Și venim aici la închinare. Și nu trebuie să zicem, haideți să ne închinăm, haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu, haideți să fim. Că tu deja un om cu inima întărită de Hristos, cu viața din viața lui Dumnezeu în tine, începi să zici ca și David, omul iertat, tu ai iertat vina păcatului meu, te voi binecuvânta dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Și începe viața să ajungă pe înălțim. Și după ce începi să trăiești pe înălțim cu Dumnezeu, ascultați-mă, începi să iei hotărâri noi. Pentru că acolo pe înălțimile lui Dumnezeu, omul începe să ia hotărâri noi. Și auziți ce zice David? Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Psalmul 101:3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Și vine la un moment dat David și zice, știi, eu trebuie să trăiesc viața pe înălțim cu Dumnezeu. Pentru că eu am fost cu busola morală pierdută, am avut inima împărțită, n-am fost conștient de păcat. Dar uite, m-am prăbușit și mi-am cerut iertare. Iertarea lui Dumnezeu a spălat vina păcatului meu. Dumnezeu m-a iertat. Acum pot să trăiesc pe înălțim. Îmi voi ridica mâinile și voi spune, Dumnezeul meu e mare. Dumnezeul meu e viu. Dumnezeul meu mă mai ține. O, a venit un alt psalm și zice, copiilor tăi, dar nu ai împărțiți. Copiilor tăi, tu le răspunzi prin minuni. Copiilor tăi, ăia care au orientarea la ei, ăia care știu că trebuie să meargă spre cer în fiecare zi, tu le răspunzi prin minuni. Ridici mâinile în momentele complicate ale vieții, că a ajuns David la un moment dat să zică, fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Și a venit David și a zis, da, m-am pocăit, se poate și sfânt, se poate și neîmpărțit, se poate să stai doar pe traiectoria lui Dumnezeu, se poate. Ideologia iadului a generației noastre spune că nu se poate în totalitate, ba, se poate. Oameni buni, se pot familii fericite. Se poate viață sfântă, se mai poate trăire curată, se mai poate un Dumnezeu într-un mod de 100%. Ba, se mai poate. Trebuie. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea. Și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Și știi ce se va întâmpla când îmi voi ridica mâinile? Vrăjmașii mei vor fi risipiți. Până vrăjmașii tâncă să fie oameni. Îmi povesteam eu, mamă și o fafică, într-una din zile. Povestea vieții lor în urmă cu 6 ani. La un moment dat,
Fata avea aproape 18 ani. S-a dus cu maică-sa la spital. Medicul le-a primit pe amândouă în cabinet și le dă o veste tristă. O zis, ai 18? I-au zis că da, dar nu-i avea chiar împlinit. O zis, trebuie să vă spun, mama dumneavoastră are cancer în metastază. Mai bucurați-vă de ea câteva săptămâni. I-au zis, plină de frică, de emoții, nu putem condamna, chiar dacă nu a fost cea mai inteligentă acțiune. O zis, am pus mâna pe telefon și mi-am sunat frații mai mici. I-a zis, mami moare. O să vin cu mami acasă, vă rog să vă purtați frumos cu ea. Cât timp ne-o mai lasă Dumnezeu, trebuie să o facem fericită. Mami moare. Bă, spunea oarecum o realitate, posibilă realitate. Copilașii ăia mici de acasă prăbușiți. Bă, vine mami, mami moare. Aveau niște așa ca Ioana. Erau niște copilași așa micuți ecol. Bă, îți dai seama la 7-8 anișori să zică cineva, mami moare? Și tu stai în casă și o aștepți pe mami să vină cheală de la citostatice, fără sprâncene, albă, galbenă, slabă, prăbușită în interiorul ei aparent. Și a disperată la telefon, mami moare. O zis, mami, mi-a luat telefonul și o zis, de la mine, de la aici. O zis, mami, o ridicat mâinile. Și-o zis, eu am un Dumnezeu față de care eu nu m-am împărțit. Un Dumnezeu pe care l-am iubit și-l iubesc. Alo, mami are cancer. Da, dar mami va veni acasă. Și Dumnezeul casei noastre va putea să arate că El e suveran. Că Dumnezeu mă poate ține mult și bine cu cancer sau chiar îl poate lua într-o zi. Că ăsta-i Dumnezeul meu. Și-o zis în timp ce mami vorbea, stătea cu o mână sus. Îmi voi ridica mâinile și-l voi binecuvânta pe Dumnezeul care îmi vede trăirea curată, că se poate. Care îmi vede pocăința și prăbușirea și care vrea să mă mai ridice. Și-mi spunea fiica, au zis, frate Alin, iată că au trecut 6 ani și mami e în viață. Și suntem bucuroși că o avem. Și Dumnezeu o ține și analizele sunt bune, grele, dar Dumnezeu e suveran peste viață. Iată că o viață curată și sfântă, niște mâini ridicate, băi, au efect. Auzi ce zice David. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții, m-apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. E îndurarea care coboară peste orice viață, care înțelege că trebuie să intre în sfânta pocăință și să nu-și mai lase inima împărțită. O, dacă pleci în seara asta acasă plin de îndurarea lui Dumnezeu, cu orientare, conștient că păcatul are consecințe, dar că trăirea în sfințenie are binecuvântare. Dacă pleci acasă cu inima întreagă pentru Hristos, ești cel mai fericit om al planetei Terra. În seara asta, Dumnezeu e prezent la poarta cerului. Și acum, în final, permiteți-mi să vă rog să vă ridicați în picioare. Aș vrea să vă provoc la o rugăciune. Să intrăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, în seara asta suntem oameni aici care vrem să fim cu inimă întreagă pentru Tine. Spune lui Dumnezeu, Doamne, mi-am pierdut busola morală, fii Tu sincer. Nu o să vă pun nici să ridicați mâna, nici să veniți în față, fii sincer Tu cu Dumnezeu. Notează în calendarul inimii Tale seara asta, în care mai strigi încă o dată către Dumnezeu și spui, Doamne, fă-mă să aud din nou veselie și bucurie. Zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duc nou și statornic. Doamne, nu mă lepăda. Oh, orientarea mea e praf. Nu mai sunt conștient că păcatul are consecințe, dar, Doamne, iartă-mă în seara asta. Spune lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă. Spune lui Dumnezeu, Doamne, ia-mă pe ale Tale brațe, ține-mă până la final. Ascultați-mă, Dumnezeu e prezent aici. Intrăm în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, fiecare pentru El. Și spune-i, Doamne, de astăzi vreau ca inima mea să fie întreagă pentru Tine.